Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui Dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Pagina în Biblie 139 Eu mă voi întoarce spre voi, voi vă, vă voi face să creșteți, vă voi înmulți și îmi voi ține legământul meu cu voi. Veți mânca din roadele cele vechi și veți scoate afară pe cele vechi ca să faceți loc celor noi. Îmi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va urâ. Voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Dar dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile, care vor face să vi se stingă ochii și să piară viața din voi. Sămânța o veți semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătuți și veți fugi dinaintea vrăzmașilor voștri. Cei ce vă urăsc vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Amin. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. Este o nouă ocazie să fim înaintea lui Dumnezeu. Suntem aici cu familiile noastre, cu sfinții care au vrut, care au ales să se închine cu noi în această seară la Betania, 22 aprilie 2012, la Serviciul Divin de seară, aici în Chicago, și au rămas câteva minute pentru predică. Și aș vrea să spun un cuvânt de predică pe care l-am intitulat Învățând din greșelile altora. Uitându-ne în Biblie, în Cartea Levitic din care am citit, știm că ea este cartea cu numărul 3 din Pentateuch, adică grupul primelor 5 cărți ale Bibliei, scrise de Moise. Și scopul acestei cărți, când a fost transmis de Dumnezeu lui Moise să scrie cartea, a fost să descopere sfințenia lui Dumnezeu poporului. Geneza este cartea omului falimentar, căzut în păcat și robit de păcat. Geneza începe în Eden și se încheie în Egipt. Exodul este cartea omului răscumpărat, eliberat de robie. Ea începe în Egipt și se încheie în pustie, la muntele Sinai. Între Egipt și Canaan. Leviticul este cartea omului care se închină, fiind falimentar în relația cu Dumnezeu, fiind răscumpărat și acum ajungând în prezența lui Dumnezeu, îl descoperă pe Domnul și devine un închinător. Omul acesta începe să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Levitic începe și se încheie la Sinai. Este cea de-a treia carte a Bibliei și este un manual pentru preoți și leviți. Ea are legătură cu metodele lui Dumnezeu să sfințească poporul care călătorește înspre țara promisă și care trebuie să devină poporul lui Dumnezeu. Pentru că este un manual pentru preoți și pentru leviți, pentru că are în vedere sfințirea poporului, iertarea poporului, ispășirea poporului, cartea abundă în cuvinte specifice. De pildă. Cuvântul jertfă este întâlnit de 42 de ori în Levitic. Cuvântul preo de 189 de ori. Cuvântul sânge de 86 de ori. Cuvântul sfânt de 87 de ori. Sau cuvântul ispășire de 85 de ori. Noul Testament citează din Cartea Levitic de peste 90 de ori. Și expresia consacrată în Cartea Levitic este următoarea. Fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Misiunea acestui popor pe care Dumnezeu l-a găsit falimentar, robit de păcat, l-a răscumpărat, eliberându-l din prizoneratul egiptean și l-a condus înspre o țară unde va curge lapte și miere ca să fie sfânt și să-l reprezinte pe Domnul în mijlocul națiunilor păcătoase, misiunea acestui popor este verbalizată de multe ori în carte și sună cam așa, înveți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Cartea aceasta, mesajul ei are două părți. Prima parte este faptul că calea spre Dumnezeu este prin jertfă. Omul este o ființă păcătoasă și pentru că conține păcat, se numește păcătos. Păcătosul nu poate intra niciodată într-o relație cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu atât de mult are scârbă față de păcat încât atunci când omul din prezența lui Dumnezeu, numit Adam și soția lui Eva, au păcătuit, Dumnezeu i-a alungat din prezența sa. Cum ar putea Dumnezeu acum să primească pe alții cu păcat în prezența sa, când pe cei care erau cu el i-a alungat? Nici o persoană păcătoasă nu poate sta în fața Domnului. De aceea, calea omului păcătos înspre Dumnezeu trebuie să treacă prin jertfă. Pentru că jertfa are rolul, să își asume păcatul păcătosului prin transfer. Păcătosul să rămână fără păcat și atunci neavând păcat să poată merge în fața lui Dumnezeu care e sfânt și nu mai găsește păcat în păcătos. Calea spre Dumnezeu este prin jertfă. Cuvântul ispășire e de 45 de ori menționat în Levitic. Ispășire înseamnă a acoperi. A acoperi. Domnul ne-a de păcatele noastre, ne-a acoperit de vinovăția noastră. În Levitic 17 cu 11 cuvântul spune, Viața trupului stă în sânge și vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Sau, în Roman 3 cu 25, continuă ideea aceasta, prin același duc de-a revelată prin alt scriitor, Pavel, pe El Dumnezeu la rândul mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de acoperire, de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării a Lui Dumnezeu. Mântuirea Lui Dumnezeu se realizează în mod personal în viața omului în următorul fel. 1. Prin credința personală în moartea și în învierea Domnului Isus. 2. Prin pocăința personală față de fiecare păcat pe care omul l-a făcut. Trei, prin nașterea din nou. Credința conduce la pocăință și pocăința conduce la nașterea din nou. Nașterea din nou fiind o lucrare dumnezeiască, supranaturală, inexplicabilă, săvârșită în inima omului prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Și Ioan, în primul capitol, în versetul 13 ne explică ce nu este nașterea din nou și ce este nașterea din nou. Și el ne spune, nașterea din nou nu este nașterea biologică. Dacă te-ai născut într-un popor creștin, nu ești creștin. Că dacă te-ai născut într-o familie de ingineri, nu ești inginer. Și dacă te-ai născut într-o familie de oameni muncitori, nu trebuie neapărat să rămâi muncitor. Născuți nu din sânge, ne spune Ioan. Nașterea biologică nu te face creștin, ci te face om viu. Nu este prin merite personale, nu prin voia firilor. Faptul că ești un băiat de treabă și că nu fumezi nu înseamnă că ești născut din nou. Sunt mulți atei care nu fumează, n-au fumat și nu vor fuma niciodată, dar nu s-născuți din nou. Nașterea din nou nu este prin merite personale că în timp ce nu fumezi faci o grămadă de prostii. Nu este prin religie, nici prin voia firilor. Oamenii prin voia firilor au inventat tot felul de religii. Apartenența dumitale la una dintre aceste religii nu înseamnă că ești născut din nou. Nașterea din nou te pune în relație cu Dumnezeu, nu cu religiile. Și nașterea din nou e o lucrare pe care o face Dumnezeu când te pocăiești și crezi, nu atunci când te fudulești. Că ești moral. Ce nu este nașterea din nou, ea nu este nașterea biologică într-un popor creștin, ea nu este o viață morală, ea nu este apartenența la o denominație creștină și ea este lucrarea supranaturală și tainică a Cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu, așa cum încheie Ioan, ci din Dumnezeu. Nașterea din nou este din Dumnezeu. Dacă nu te duci la Dumnezeu cu credință și pocăință, că altfel nu te poți duce, și El să te nască din nou, atunci nu vei fi născut din nou niciodată. Vei rămâne un om vechi, un om păcătos, care ai religia dumitale, ai experiențele dumitale, dar ai păcat și pentru păcatul acesta vei merge în iad. O viață întreagă Dumnezeu ți-a vorbit despre păcatul acesta. Ai grijă că ți se epuizează zilele și trebuie să iei atitudine. Dacă nu vei lua Dumnezeu acceptă că nu ei, dar te va considera ca pe un om care nu ai vrut să-ți rezolvi problema. Spuneam că mântuirea înseamnă credință personală, pocăință personală, naștere din nou personală și botez în apă personal. Cine crede și se botează. Botezul nu trebuie să fie inconștient ca cel pe care eu l-am făcut la o lună și jumătate, Născându-mă într-o familie ce aparținea cultului creștin-ortodox. N-am știut ce fac. N-am crezut în nimeni și în nimic. N-am știut nimic despre moartea Domnului și nici despre învierea Lui. Nici măcar n-am știut ce se întâmplă. Am plâns fiind scufundat în apă. Când m-am făcut mai mare, n-am ținut cont de evenimentul acela pentru că n-am fost implicat conștient în el. Dar la 21 de ani când m-am pocăit, când am crezut, când m-am pocăit, când am fost născut din nou și când în mod personal, pentru că Biblia îmi cere, m-am botezat, eu am spus cu gura mea, cred că Isus e Domnul, vreau să-L urmez și vreau să fac voia Lui. Pentru că eu mi-am asumat legământul acesta, mă simt responsabil să-L împlinesc. Mântuire înseamnă să crezi în mod personal, să te pocăiești în mod personal, să te naști din nou în mod personal și să te botezi ca o alegere pe care o faci fiind adult și având capacitatea să înțelegi despre cine este vorba. Dumnezeu nu cheamă niște copii să se joace cu mașinuțe. Dumnezeu îi cheamă pe adulți să se sfințească după ce își asumă angajamentul de a intra într-o relație cu el, o relație spirituală în care omul crede, se pocăiește, e născut din nou și se botează, iar Dumnezeu binecuvintează și mântuiește. Calea către Dumnezeu este prin jertfă. Cartea Levitic, în prima ei parte, descoperă evreilor sistemul de jertfe. Era vorba despre jertfa pentru păcat și despre toate celelalte jertfe pe care omul păcătos, ca să se poată apropia de Dumnezeu Sfânt, trebuia să le facă ca să ajungă în prezența Domnului. Și erau jertfele de vină, jertfele pentru păcat. Și în funcție de starea materială, omul mergea înaintea lui Dumnezeu cu o jertfă, că altfel Dumnezeu nu-l primea și Dumnezeu îl sândea la moarte veșnică. Dar dacă aducea o jertfă și Levitic este cartea sistemului de jertfe, a sistemului ceremonial, prin excelență este cartea sistemului ceremonial de jertfe, vrea să spună următorul lucru, dacă vrei să te duci la Dumnezeu și să trăiești veșnic în împărăția sa, trebuie să practici sistemul de jertfă, că prin jertfă ți se iartă păcatul pe care l-ai făcut. Și ești un om mântuit. Noi învățăm de la evrei care, deși au păcătuit și au avut oportunitatea să aducă jertfe și să se transfere prin jertfa aceasta păcatului asupra animalului de jertfă, poporul acesta n-a fost consecvent. Dimineața au păcătuit, și la prânz au adus jertfa. Seara au păcătuit și dimineața au adus jertfa. Și au împletit nelegiuirea cu religia într-un sistem care le-a dat sentimentul că sunt superior celorlalte națiuni, care i-a făcut formaliști și farisei. Oamenii ăștia n-au înțeles că nu a aduce jertfa este singurul lucru care îl faci. Rolul jertfei este ca să-ți ia păcatul. Rolul tău este să te comporți în așa fel încât să nu mai fie nevoie să aduci jertfa. Ajunge că în trecut a trăit în păcate care au reclamat vinovăția și ca să scăpați de ea ați adus jertfa. Calea către Dumnezeu trece pe la jertfă, pe la altar, în vechime, pe la altar unde se aduceau jertfe, în Noul Testament, pe la cruce, unde mielul lui Dumnezeu a fost adus ca jertfă. Nu poți să te duci la Dumnezeu Tatăl dacă nu treci pe la Golgota, fiindcă acolo sângele lui Isus îți iartă păcatele pe care le-ai făcut de când ai devenit conștient de realitățile vieții, dar și păcatul adamic sub vinovăția căruia te-ai născut, zămislindu-te în pântecele mamei tale. Al doilea lucru pe care cartea Levitic îl expune în a doua ei parte, pe lângă faptul că drumul spre cer trece pe la jertfă, pe la altar, pe la cruce, este faptul că acum ajungând în prezența lui Dumnezeu, umblarea cu El este prin sfințenie. Ajungerea în prezența lui Dumnezeu este prin jertfă, că ți iartă păcatul pe moment. Dar umblarea cu Dumnezeu este prin sfințenie, pentru că nu doar că ți s-a iertat păcatul și îl repeți, făcându-l din nou și din nou și din nou, ci din potrivă, după ce ai ajuns în prezența lui Dumnezeu, prin jertfa lui Iisus care ți-a iertat păcatul de până acum, acum și în viitor trăiești în sfințenie pentru ca să nu mai obții din nou titlul de vinovat și candidat la iad. Iată că Leviticul, în a doua lui parte, vorbește despre faptul că Dumnezeu îți iartă păcatul și nu vei muri, dar potolește-te cu păcatul. Dacă te-ai făcut vinovat de păcatele minții, permiteți-mi să vă dau un exemplu concret. Puteți să puneți pe screen Galateni, capitolul 5, versetul 19? O să-l citesc eu. Dacă aveți Biblie, urmăriți-mă. Faptele firii pământești sunt acestea. Prea curvie, curvie, necurăție, desfrânare. Acestea sunt păcate senzuale, din domeniul senzual. Dacă te-ai făcut vinovat de astfel de păcate, la nivelul minții, la nivelul ochilor, la nivelul gurii, la nivelul inimii, la nivelul trupului. Și dacă te pocăiești mergând la cruce, Dumnezeu te iartă, dar înțelege, trebuie să te potolești. Pavel continuă. Versetul 20. Închinare la idoli, vrăjitorie, vrăj, certuri, zavisti, mânii, înțelegeri, dezbinări, certuri de partide, pisme, ucideri. Acestea sunt păcate din zona socială, păcate de relație. Bârfești, clevetești, minți, judeci, îți umblă gura. Dacă te-ai făcut vinovat de astfel de păcate și dacă te pocăiești mergând la cruce și cerându-ți iertare, Dumnezeu te iartă, dar potolește-te odată. Prima parte a cărții Levitic este du-te la cruce, mărturisește spăcatul. păcatul, și când te-ai ridicat, fii sigur că Dumnezeu te-a iertat. Dar, când te-ai ridicat, devii responsabil de faptul că acum, sfințenia pe care ai primit-o, iertarea pe care ai primit-o, trebuie să o protejezi printr-o viață în care ai grijă să nu mai-ți umble gura. A treia categorie de păcat. Versetul 22. Beții. Îmbuibări, păcate de autoindulgență. Dacă cineva consumă alcool, dacă folosește alte substanțe care, după psihologia americană, sunt permise, vreau să vă spun că americanii n-au nici iad, nici rai. Americanii au doar o țară în care fiecare face ce vrea. însă Dumnezeu ne va cântări pe toți la sfârșit. Și fiecare vom da socoteală de tot ce am făcut cu mintea, cu inima, cu gura și cu fapta. Poporul Domnului. Mesajul Leviticului către Israel și prin aplicație practică către noi este următorul: Ești un om slab, ești un om păcătos. Ești un om cu slăbiciuni, cu alunecări. Dumnezeu nu te poate primi în condiția asta că nu se va compromite de dragul dumitale. Nu s-a compromis nici pentru Avram, nici pentru Adam, nici pentru Acan, nici pentru David, nici pentru Petru, nici pentru Anania și Safira, pentru nimeni. Dumnezeu numește păcatul păcat. Dar dacă te duci mai întâi la cruce, la altar, la jertfă, sângele Sângele Mântuitorului te iartă. Dar știi ce iartă? Iartă păcatele de până acum. Însă dacă nu mor ca tâlharul, care a murit alături de Domnul Isus și mai trăiești la noapte, ai grijă că vei fi, din nou să intri, vei fi din nou tentat să intri pe internet să faci prostii. Ai grijă. Vei fi din nou tentat să faci o grămadă de lucruri urâte în compania unor oameni care nu-L cunosc pe Domnul sau dacă-L cunosc, îl cunosc la fel ca tine. Ai grijă că Dumnezeu te iartă de păcatul care l-ai făcut dacă te duci la altar, la cruce. Dar trebuie să nu-l mai repeți. Trebuie să te oprești. Trebuie să-ți schimbi viața. Trebuie să-ți schimbi obiceiurile. Trebuie să-ți schimbi comportamentul. Că altfel Dumnezeu te iartă și singur te întorci din nou în păcat. Și Dumnezeu te iartă și singur te întorci din nou în păcat. Cartea Levitic vorbește în prima parte despre faptul că trebuie să ajungi la cruce, la altar, la jertfă. Calea înspre Dumnezeu trece pe acolo. Nu te baza pe religiozitate, pe merite personale, pe autoritatea unei religii din care faci parte. Nu, 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 nici vorbă. Numai Iisus iartă păcatele oamenilor. Dacă ei cred, se căiesc, sunt născuți din nou și se botează în apă dar după ce s-au implicat în procesul acesta, în mântuirea lui Dumnezeu, ei nu trebuie să se mai întoarcă la vechiul stil de viață. Faptul că vii la biserică și te-ai botezat, nu-ți rezolvă problema dacă continui să fii un om cu o minte murdară, un om cu o inimă murdară, un om cu obiceiuri murdare. Cum îți poți permite să crezi că-L urmezi pe Iisus în timp ce-L dezonorezi? printr-o viață de păcate senzuale, printr-o viață de păcate sociale, printr-o viață de păcate de autoindulgență, nu te înfrânezi, ești dominat de poftă, ajunge Dumnezeu să spună că o poftă necontrolată de mâncare se numește păcatul îmbuibării. Drumul către Dumnezeu trece pe la cruce, dar umblarea cu Dumnezeu trece printr-o viață de sfințenie. Poporul Domnului. Atunci când vorbim despre sfințenie, citim în Levitic 20 cu 26 cuvântul care spune, voi să îmi fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu v-am pus deoparte dintre toate popoarele ca să fiți ai mei. Apartenența la poporul lui Dumnezeu e condiționat de starea de sfințenie. De 87 de ori se repetă cuvântul sfânt în Levitic, pentru că această carte a fost scrisă cu aceste două scopuri. Să-ți spună că dacă ești păcătos, poți fi iertat, du-te la jertfă. Dar după ce ai trecut pe la jertfă și ți-ai mărturisit păcatul și ți-a fost iertat, ai grijă să nu mai păcătuiești, că vei muri. Atunci când te pocăiești, te pocăiești de păcatele trecutului, dar ce faci cu păcatul de la noapte care te va cerceta din nou? Ce faci cu ispita de mâine, de mâine care din nou o să bată la inima dumitale? O să vină din nou. Și dacă nu te-ai oprit în ultimii 10 ani, cum crezi că te vei opri mâine? Dacă ai fost robit în ultimul an de păcatul ăsta, ce plan ai pentru mâine ca să nu fii robit din nou? Simplu fapt că ai participat la serviciu divin de duminică seara nu rezolvă problema. Că Dumnezeu nu are nevoie de prezența dumitale, are nevoie de sfințenia dumitale. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt, nu fiți prezenți în cort că eu sunt prezent în cort. Cartea Exod se încheie la Sinai, dar în afara cortului, Cartea Levitic, începe la Sinai, dar în interiorul cortului. Și pentru prima oară Dumnezeu îi spune lui Moise, vină în cort. În cort intră oamenii sfinți. Genesa este cartea prăbușirii în păcat. Exod este cartea restaurării, a eliberării. Iar Levitic este cartea sfințirii și a umblării cu Dumnezeu în sfințenie. Trebuie să învățăm din istoria acestui popor care a avut sistemul de jertfe și l-a practicat. Prima jumătate a cărții Levitic au trăit-o, au practicat sistemul de jertfe. Dar când Domnul Isus a venit, îi apreciază pe credincioșii evrei din generația lui? Nu. Aveau sistemul de jertfe. Dar asta nu i-a împiedicat să fie ipocriți, să-L urască pe Domnul, să-L trădeze pe Domnul, să-L ispitească pe Domnul, și să fie un popor de formaliști și un popor de ipocriți. Un popor care sute de ani a mers la altar să aducă jertfă, nu s-a putut opri din păcat. Seara aducea jertfa și dimineața beau păcatul ca pe apă. Erau între altar și de lor, dar n-au putut niciodată să ajungă la un nivel de conservare a neprigănirii obținută prin jertfă și să trăiască în sfințenie, ci pur și simplu este ca o roată care în mod ciclic se învârte sus, jos, sus, jos, sus, jos. Apostolul Pavel vorbește despre o neputință a firii pământești care îl domina și el spune, încerc să fac binele, dar răul stă lipit de mine. Însă trebuie să acceptăm că tot el spune, dar într-o altă perioadă, evident mai târziu, când scapă de robia firii pământești, el spune pot totul în Hristos care mă întărește. Acum nu mai spune sunt dependent de firea pământească care mă trage în păcate pe care cu mintea nu vreau să le fac, dar cu trupul sunt robit și le fac. El spune, acum am ajuns la nivelul în care pot orice lucru, evident în Hristos care mă întărește. Ca să fii în Hristos, trebuie să trăiești cu El, trebuie să te rogi, să-i vorbești prin rugăciune, Doamne, am slăbiciunea asta, ajută-mă, întărește-mă. Să citești cuvântul care îți spune, împotrivește-te diavolului tare în credință și el va fugi de la tine, dar în mod conștient împotrivește-te în mod voluntar împotrivește-te. Nu trăi fără grijă în Sion și la cina Domnului ți-a dus și tu aminte că ai vreo 10 dușmani și trebuie să te împaci cu ei. În mod conștient trăiește viața spirituală și în fiecare clipă fii conștient că diavolul vrea să te trântească la pământ și să te distrugă. Și dacă dintr-un accident, dintr-o alunecare în păcat, dintr-o slăbiciune, dintr-o neveghere faci un stil de viață, și dintr-o critică sau dintr-o bârfă devii un, bârfător, un bârfitor profesionist sau un, un alt fel de păcat profesionist. Atunci ascultă-mă. La ce ți-a folosit mărturisirea păcatului de ieri? Când nu poți să trăiești în neprihănire. Și din nou te întorci. Îți mai aduce aminte ce plastic vorbește Domnul despre scroafă. Scroafa este porcul cu care se întoarce la ce a vărsat. Și acum ce a vărsat că nu i-a suferit stomacul, iertați-mi exemplul ăsta, știu că e disgrațios, dar intenționabil spun ca să vă rămână. I-a venit rău de la stomac și la porc și a vărsat. Și atâta minte n-are că se întoarce și mănâncă ce a vărsat. Biblia spune chestia asta care e greu de suferit. Și eu îmi permit să vă spun doar ca să vă dau de înțeles următorul lucru. Ați dat cu păcatul de pământ. Ați spus, e ultima țigare, e ultima oară când navighezi pe site-ul ăsta, e ultima oară când îl brâvesc pe David Baban sau pe Dorin Giurgiu sau pe un alt dirijor sau pastor. E ultima oară când mai fumezi, e ultima oară când mai, mai joc cărți pe bani, e ultima oară când mai merg în cluburi, că la americani e voie. Americanii au Dumnezeul lor, americanii au raiul lor, americanii au o religie unde faci ce vrei. E ultima oară, ești hotărât că e ultima oară, că ai așa o emoție. Numai că atunci când ieși afară, te ia în primire o altă emoție. Și din nou te duci la computer și uiți ce ai vărsat. Și lucrurile alea care le-ai vărsat, că erau urâte și murdare, scârboase pentru Dumnezeu, din nou le înghiți. Și asta faci de ani de zile. Și vii în casa lui Dumnezeu și speri că atunci când va veni Domnul, o să spună și dumitale, vină, robun și cum? Credincios? Nici vorba suntem chemați uitându-ne în Levitic să învățăm din greșelile acestui popor. Ei au avut oportunitatea, fiind murdari, să treacă ca printr-un șaur, ca printr-un duș și să-și spele păcatele la jertfă. Atunci era sistemul de jertfe ceremonial. De la Domnul Isus Hristos încoace este credința în Isus Hristos și în jertfa Lui. Dar după ce un om a fost mântuit, mergând la cruce, Trebuie să fie sfânt, onorând crucea. Priviți, vă rog, că atunci când vorbește despre sfințenie, Dumnezeu vorbește despre trei lucruri. Unu. Porunciile lui Dumnezeu. Doi. Pedepsele lui Dumnezeu. Trei. Jertfele lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește despre porunci. Și el spune, nu fura. Trebuie să administrezi tendința de a fura, să ai grijă de mânițe, să te lupți, nu minți, trebuie să te lupți. Că sunt situații în care vei fi foarte tentat să minți, de obicei sau în mod accidental. Nu pofti, nu pofti nevasta la nimeni, nu pofti nimic al altcuiva, cinstește părinții. Nu-ți face din nimic, Dumnezeu. Nu te închina la nimic altceva decât la Domnul Dumnezeul Cerului și al Pământului. Luptă-te, nu te lăsa. Încearcă să-ți administrezi viața în dimensiunea acestor porunci. Ioan, capitolul. 14 versetul 23 spune: Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Apocalipsa 14 cu 12. Aici e răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și aceeași carte versetul 12 versetul 17. Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Observați că cine ține cine respectă poruncile lui Dumnezeu implicit mai face trei lucruri. Îl iubește pe Dumnezeu, ține credința lui Isus și mărturia lui Isus. Fraților, foarte mulți oameni spun că poruncile nu mai trebuie, le țin numai adventiștii și numai evreii le-au ținut în Vechiul Testament. Apocalipsa nu e în Vechiul Testament, e în Noul Testament. Legea morală este expresia caracterului lui Dumnezeu și cine păzește poruncile îi dovedește lui Dumnezeu că îl iubește. Levitic vorbește despre porunci, dar imediat vorbește despre pedepse, că Dumnezeu a anticipat că unii vor trece pe roșu. Și când cineva trece pe roșu, poliția te trage pe dreapta. Dumnezeu nu le permite oamenilor să păcătuiască. Pe unii îi pedepsește pe loc, pe alții îi pedepsește în iad, în veșnicie. Însă Dumnezeu în Levitic vorbește despre a treia oportunitate, poruncă, pedeapsă și jertfă. Când omul merge la jertfă, merge la Hristos, jertfa noastră, și îngenunchează, dacă voi vă mărturisiți păcatele, Dumnezeu este credincios și drept și își mărturisește păcatul, el este iertat. Dar când se ridică iertat de pe genunchi, lui revine o responsabilitate uriașă, să nu mai repete păcatul care l-a mărturisit. Cine a furat să nu mai fure? Wow, Doamne. Dar viața va fi așa de lungă de aici înainte. An de zile, Doamne, eu trebuie să nu mai fur. Cine a mințit să nu mai mintă? Vor mai fi probabil 20 de ani de viață. Pentru tine 50, probabil, dar sau 70. An de zile, zeci de ani de zile, trebuie să-ți administrezi gurița, sentimentele, mintea, acțiunile, relațiile, motivațiile, gesturile, atitudinile. Cine păcătuia să nu mai păcătuiască, ai fost la, la jertfă, la cruce, la altar, ți-ai rezolvat problema, dar acum ești responsabil de neprihănirea pe care ai primit-o. Două teme are Levitic, du-te la cruce dacă vrei să mergi la Dumnezeu, ca acolo ți se rezolvă problema pentru ca Dumnezeu să te accepte. Și după ce ai trecut pe la cruce și ai ajuns în prezența lui Dumnezeu și umbli cu El, ascultă-mă, nu se poate decât să umbli în Sfințenie. Învățăm din greșelile evreilor care, deși au fost la jertfă, la altar, n-au putut să umble în sfințenie. Și dumneavoastră știți că Isus a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Și atunci Dumnezeu i-a tras într-o parcare și de 2000 de ani în dispensația Harului. Evreii sunt lăsați în pace și Domnul va reveni la ei într-o perioadă foarte complicată. Și noi toți știm lucrul acesta. Aș vrea să vă spun în această seară, evreii s-au crezut buni bazându-se pe templu, bazându-se pe carte și bazându-se pe apartenența lor la Avram. Și noi ne credem buni că ne-am botezat în apă, și noi ne credem buni că suntem membri ai unei biserici pentecostale. și noi ne credem buni cântăm în formație, și noi ne credem buni avem o viață de biserică. Frații mei, astea nu l impresionează pe Dumnezeu. Condiția esențială a umblării cu Dumnezeu este sfințenia și toate celelalte lucruri își au rolul lor pe fondul unei vieți de sfințenie. Trebuie să învățăm de la un popor care și-a făcut de cap, bazându-se pe lucruri inutile. Și noi avem tendința să ne credem mai buni ca alții, să ne vedem religioși, formele noastre să ne dea sentimentul că suntem buni. Dar trebuie să privim cu frică și cu tremur că păcatul e la un pas. Și Pavel spunea, ai grijă să nu tu. cine stă în picioare să aibă grijă să nu, crea, să nu cadă. Aș vrea să încheiem serviciul divin din această seară și fiecare dintre noi să venim înaintea lui Dumnezeu și vă recomand, scumpii mei, să vă gândiți la următoarele lucruri. Aveți conștiința împăcată că aveți o viață de sfințenie și toate ispitele care vă asaltează, care vă bat la ușa inimii, reușiți să le îndepărtați? Aveți liniștea sufletească, că sunteți niște oameni ai rugăciunii? Că veniți la biserică de fiecare dată, sunteți plini de fapte bune, că iubiți și iertați, că sunteți miloși și îngăduitori. Aveți liniștea conștiinței că ori de câte ori ați putut să faceți un bine, l-ați făcut. Și lista poate continua. Sau în seara aceasta, asemenea mie, pe lângă faptul că sunteți oameni de treabă și vă temeți de Domnul, aveți totuși anumite frustrări care vin din neveghere, din alunecări, din slăbiciuni, ele nu sunt dominante ca și stil de viață. Sunt accidentale, dar ele vorbesc despre o imperfecțiune care dezonorează pe Domnul. Vă chem în această seară, să mergem la cruce, să ne cerem iertare și plecând de aici, să avem grijă cum ne administrăm mintea, inima, gura și trupul, relațiile și toate cele, că în fiecare zi Putem fi niște oameni foarte păcătoși în timp ce venim la biserică sau ne putem opri pentru că ne temem de Domnul pe care l așteptăm să vină din clip în clip. Ne ridicăm în picioare poporul Domnului și ne rugăm și Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din nimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania vă binecuvintez.